Păr blond, ochi albaștri, o expresie visătoare. Imaginea femeii angelice nu se mai află de multă vreme în topul preferințelor feminine ale bărbaților. Atributele fizice nu ajung pentru a defini portretul unei femei ideale. Tot mai mulți bărbați spun deschis că ceea ce îi seduce la o femeie este prezența ei, personalitatea care o distinge, inteligență, umor, determinare, opinie independentă. În mod bizar, femeilor supusele sunt preferate femeile care știu să iau o decizie, ieșind singure din încurcături. Femeile care știu ce vor și care au independență materială. Viața e tot mai grea și familia are nevoie de mai multe surse financiare. Asta nu înseamnă că bărbații vor să renunțe la calitățile de gospodine ale soțiilor lor. Cât de grea să le fie munca de la birou, întreprindere, fabrică, acasă, ele trebuie să strălucească la gătit, spălat și curățat. Nedrept, dar real. Dacă vreți să purtați veșmintele femeii ideale visată de bărbații de astăzi, asumați-vă mai departe cu stoicism îndatoririle gospodărești, apelând la o cât mai bună organizare a timpului. Și dacă veți avea răbdarea și darul de a lăsa o ușă deschisă și pentru problemele soțului dumneavoastră, ascultându-l cu răbdare și atenție, ajutându-l cu un sfat potrivit, în ochii lui veți atinge perfecțiunea. Partea mai neplăcută a lucrurilor constă în faptul că femeile ideale au dreptul să pună condiții. Condiții ce nu pot să fie îndeplinite de fiecare bărbat. De aceea, realitatea ia o altă turnură. Femeia ideală rămâne adesea o simplă metaforă, bărbații luându-și soții aflate pe aceeași treaptă de perfecțiune cu ei. Potrivit de frumoase, potrivit de personale și spirituale, dar sigur, bune mame și gospodine, tovarășe de nădejde la drum lung.